Ea este cea mai sexy femeie a Moldovei. Cel puțin așa arată topul celor mai sexy 100 de femei creat de echipa VIP Magazine. Câștigătoarea din acest an este Xenia Deli, un top model de care am aflat și noi abia anul trecut. A bulversat Hollywoodul și ar fi fost anormal să nu remarcăm acest lucru. Este foarte frumoasă, este de aici, din Moldova, și este foarte straniu că noi aflăm despre vedetele noastre abia atunci când se realizează în afara țării. Xenia Deli a lipsit de la eveniment, însă toată lumea a spus ferm: da, ea merită să fie desemnată cea mai sexy. Femeia, știu cu toții, este o femeie foarte frumoasă, o femeie chiar foarte sexy și mă bucur că este într-adevăr o femeie care este apreciată în general în Republica Moldova și cu atât mai mult peste hotare. Cu siguranță a meritat și eu cred de fapt că toate au meritat să fie pe primul loc, dar Xenia Deli o fată foarte frumoasă și sexy, bineînțeles. Xenia Deli este o apariție chiar nouă în Republica Moldova, a apărut așa din America și de asta chiar cred că a meritat, pentru că este o fată frumoasă. Și dacă unii cred că a fi sexy înseamnă 90-60-90, ei bine, unii dintre noi, bărbații, s-ar putea să credem altfel. Nu am mers pe standarde, am mers pe popularitate, pe succes, pentru că sunt foarte multe femei cu standarde, dar vă dați seama că poate nu prezintă un interes atât de mare, nu prea fac nimic. Noi vrem femei care și fac ceva pe lângă faptul că sunt sexy și frumoase. Eu nu am 90-60-90, dar mi se pare pentru fiecare bărbat, el poate să aprecieze și pentru fiecare bărbat este diferit în parte. De aceea, mie mi se pare că și o femeie de 87-60-87 tot este ok. Gusturile oamenilor sunt foarte diferite, eu nu țin cont de standarde și nici nu le consider standarde pentru mine și observ tot mai mult că atât bărbații cât și femeile consideră că oamenii frumoși sunt cumva altfel decât acele femei care se încadrează în aceste standarde 90-60-90. Niciodată n-am crezut că astea sunt rigorile de a judeca pe cineva, de a aprecia pe cineva, mai bine zis. Cred că fiecare și are standardele sale de înaltă sau de foarte înaltă calitate. Ziua de astăzi nu există absolut niciun standard, să zic 90-60-90. Astăzi există femei frumoase și atât. Cel puțin eu nu am 90-60-90 și nu, eu nu cred așa. Cred că sunt alte standarde și fiecare iubit bărbat poate să zică ce e pentru el sexy, pentru că sunt lucruri diferite pentru fiecare. Eu sunt inclusă în acest top în fiecare an. Nu mă bucur de acest lucru, nu mă face nici mai fericită, nici mai frumoasă sau mai urâtă. Este un top în care sunt inclusă și mă bucur acest lucru. Nu mai se văd în niciun caz mai specială, pentru că eu cred că de fapt în acest top dau un merit fetele care poate sunt mai cunoscute la noi, care lucrează la televiziuni sau sunt modele sau interprete. Nu mă simt mai specială pentru că cred că de fapt noi avem în Moldova foarte multe fete frumoase, inteligente și sexy. Chiar că sunt apreciate și pentru alte calități și nu doar pentru aceasta, dar sunt flatată că mă regăsesc alături de foarte multe alte tinere, absolut tinere, fete și frumoase.